suntem mai mulți și mai puternici decât am fost atunci când am fondat Clubul Român de Presă. Ideea refacerii unui club de presă a început în direct acum câteva luni, în timpul unui dialog la Gold FM între Cosmin Gușă și Sorin Roșca Stănescu. Noua organizație reunește un număr impresionant de jurnaliști, unii dintre ei cu 10 de ani de experiență în mass media. Sunt oameni pe care îi recunoașteți de la televizor sau din presă. Avem niște decane activităților de presă. Vom începe negocieri intense cu instituțiile statului care pot fi implicate în starea presei române și cu instituțiile din străinătate. Muncim pentru propriile case de presă, muncim pentru noi înșine, dar trebuie să muncim și pentru colegii noștri. Numărul de jurnaliști înscriși și numărul de case de presă întrece ca pondere ceea ce s-a întâmplat atunci când am făcut Clubul Român de Presă. Clubul de presă este împărțit în două departamente, unul al ziariștilor și unul al proprietarilor. Departamentul ziariștilor, al cărui lider a fost ales, jurnalistul Bogdan Comaroni, se va axa pe lupta pentru drepturile de muncă și de liberă exprimare a jurnaliștilor. Iar celălalt departament al proprietarilor, condus începând de astăzi de Claudiu Asimionese, va funcționa ca un patronat al trusturilor de presă. Trebuie să recunosc că trăim niște vremuri periculoase pentru presă. Și televiziunile pe undeva fac o greșeală că de ani de zile acceptă să se lase amendate și nu pun niște case de avocatură la treabă să se lupte cu CNA-ul așa cum ar trebui. 521 de jurnaliști de la instituții cunoscute de presă din România s-au înscris până acum în Clubul de Presă. Înființarea acestui club de presă este, în opinia mea, începutul unei forțe, forța a cincea, puterea a cincea, care este în Occident, puterea jurnalistică. Clubul de presă cred că trebuie să aibă menirea cu toți cei care suntem aici, că atunci când stăm de vorbă cu miniștrii, cu președintele țării, cu șeful guvernului, ei să tremure în fața noastră și nu noi. În momentul în care a murit efectiv Clubul Român de Presă primul, au început și presiunile și călcatul presei în picioare din partea autorităților. Ar fi extrem de util ca un asemenea club de presă să pună la dispoziția trusturilor, la dispoziția colegilor diversele lucruri care există, gata preparate, la nivel brut. Nu mă refer la comunicate de presă și toate astea care sunt deja pe alte canale și posibil de interpretat ca o poziția celorlalți care se bagă pe gâtul unei redacții sau unei țări. Dar este vorba de cantitatea uriașă de material brut și de baza de date. Cele 5 locuri din Consiliul de Onoare al Clubului au fost ocupate prin vot de Cosmin Gușă, Sorin Roșca Stănescu, Răzvan Savaliuc, Bogdan Comaroni și Claudiu Asimionesei.